Seară bună, oameni, iată, suntem și pe undeva, aș putea spune, cam aproape de mijlocul verii, pentru că dacă este marți și este și 13 iulie, putem spune că doar mâine și tragem linie spre ceea ce înseamnă, iată, o jumătate de vară, o jumătate de vară pe care cred că totuși, dincolo de cele 40 de grade, 38-39 de grade, care sunt de câteva zile încoace, trebuie să o căutăm în sensul bun, pentru că incidența pandemică, da, suntem iată în fața unui buletin pe care tot comentăm de mai bine de un an și jumătate la noi la Olt, scade pe zi ce trece și dacă luăm în calcul, dacă mă voi uita bine peste, dacă voi fi reținut foarte bine cifrele peste care mi-am aruncat ochii în urmă cu vreo câteva ore, suntem iată astăzi, marți, 13 iulie, în a treia zi, fără niciun caz la Olt. Semn că ori boala asta vrea să ne lase în pace, ori că autoritățile statului, ori că în fiecare dintre noi am făcut ceea ce trebuie, de la vaccinare până la distanțarea socială, un termen, aș putea spune, termenul anului în curs sau poate și termenul care vine pentru anul din urmă, semn că, iată, începem să ne facem bine. Începem să tragem linie sub ceea ce a fost, aș putea spune, poate cea mai cruntă cumpănă a începutului de secol în care suntem, dar starea asta de bine poate că ar trebui să o privim cu atenție și dintr-un alt unghi, pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă securitatea sanitară avansată la un grad mai înalt, asistăm cu toții la ceva care începe să ne scape din ochi și de sub control. Pentru că, dincolo de ceea ce spune primul ministru în funcție candidat la președinția unui partid din care dânsul face parte, și o să comentăm în această seară cu invitatul meu și pe tema asta, dincolo de asta, se pare că totuși prețurile și inflația își fac ușor de cap. Și aș pune doar o mică paranteză, nu știu cine își poate explica de ce fierul de construcții produs și pe la noi și pe la turci și poate mai departe din China, este în clipa de față la o cotație care se apropie de aproape 5 lei, când în urmă cu un an în plină stare pandemică, cam aceeași cantitate și aceeași calitate se vindea cu ceva de aproape de un preț de 2 lei. Semn că, iată, pe undeva cineva cred că și-a băgat mâinile în ceea ce înseamnă panoul de comandă a lumii în care suntem, căci vremurile pandemice pară a fi floarea pe care am purtat-o la rever până mai ieri, căci criza economică ne bate sau începe să ne pună măcar cu toții pe gânduri. Dar haideți să închei paranteza făcută de mine, că aș putea spune ca un buletin al serii de 13 iulie, an de grație 2021, și să ne întoarcem de la stânga la dreapta. De data aceasta, pe partea de centru, stânga, pentru că una din construcțiile politice interesante produse la noi în țară, aș putea spune, în ultimii 30 de ani de centru, stânga, mie mi se pare mai departe, chiar dacă i-a lipsit foarte puțin de a intra în Parlament, este vorba de pro-român, o structură de stânga, cum poate și marele partid de pe partea stângă, nu-i fac reclamă în această seară, ar putea să fie. Invitatul meu din această seară, după câteva luni bune de la ultima trecere prin acest platou, este consilierul local de Slatina, secretarul general al ceea ce înseamnă pro-România la Slatina, tânărul Mihai Cârloganu, care îi spun bună seara, ție mult. Mulțumesc mult de acceptul invitației de a sta de vorbă în această seară liber despre aspirații oameni și ce se mai poate face cu Slatina și cu țara noastră. Bună seara, vă urez și eu și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc pentru invitație. Hai să nu mai pierdem timpul și să trecem în ceea ce înseamnă temele de făcute pentru acasă de mine în această seară, teme pe care de fapt le-am prezentat cu foarte puțin scurt timp până să intrăm în platou și ție. Nu crezi că e prea mult spectacol în detrimentul stării de bună guvernare a țării în ceea ce se întâmplă în clipa de față? În principalul partid de la putere este vorba de PNL, acolo unde, nu știu, acest spectacol de lupta dintre Orban și Câțu pare că totuși nu ar trebui să facă parte din viața noastră de zi cu zi? Cred că este natural să fim informați cu privire la ce se întâmplă în viața celor doi politicieni în momentul de față, pentru că vrem, nu vrem, este partidul de guvernământ și chiar și indirect, suntem cu toții afectați de rezultatul acestor alegeri, fie că va fi unul pro Florin Câțu, fie că va fi unul pro Ludovic Orban.
cu toții vom fi afectați chiar și indirect de acest rezultat și atunci este normal să fim informați cu privire la ce se întâmplă în acest partid, dar într-adevăr și mie mi-ar plăcea să îi văd pe marii politicieni ai țării preocupați de probleme, cum ar fi, exact cum ați spus dumneavoastră mai devreme, scumpirea materialelor de construcții foarte, foarte mult. Am văzut că țările vecine deja au început să interzică exporturile, să încerce cumva să limiteze această creștere de prețuri, pentru că acest fenomen nu se petrece numai în România, se petrece în toată Europa. Și da, și mie mi-ar plăcea să-i văd pe marii politicieni preocupați mai mult de aceste aspecte, de problemele din agricultură, de problemele cu valul 4 al pandemiei care se zvonește că va veni, dar este un episod care până la urmă înțeleg că în luna septembrie se va tranșa și vom vedea în ce fel ne va afecta sau nu pe fiecare dintre noi. Cert este că atâta timp cât este partidul de guvernământ, da, trebuie să stăm cu ochii pe ei. Să stăm cu ochii pe ei și să încercăm să nu fim, să nu ne afecteze prea mult aceste probleme. De acord în foarte mare parte din cele spuse de tine, în urmă doar cu câteva clipe, însă vreau să merg mai departe. Am fost din postura de unul care se încăpățânează să facă mai departe presă la Olt, vineri la ceea ce a fost conferința județeană de alegere a Partidului Național Liberal, filiala de la Olt. Victoria categorică, fiind de fapt și singur în cursă, a fostului președinte, care a fost reconfirmat a senatorului Liviu Voiculescu. Nu e timpul să comentăm foarte mult pe însă, observatorul de mine a sesizat la fața locului câteva lucruri. Au participat niște invitați din zona de la centru. Spun niște domn și o doamnă. Este vorba de președintele în exercițiu al partidului, domnul Orban, este vorba de liderul senatorilor liberali din Parlament, domnul Guran, dacă îi voi pronunța bine numele de undeva de la Dâmbovița, fostul ministru al muncii, Violeta Alexandrescu. Și am stat destul de concentrat pe discursurile celor în cauză. Și am rămas cu o dezamăgire la purtător pe care o să vreau să o comentăm în această seară. Au fost atacuri, înțepături între unii și alții care pe cine va susține. A mai participat și fostul ministru al sănătății, fost președinte al Casei de Sănătate la nivel de țară. Iată, îi uitase și prezența sa. Este vorba de domnul Budșoi. N-am văzut la niciunul dintre cei care au luat cuvântul în sală, să zicem, în campania de promovare a unia sau altia dintre candidați, nici măcar un banal element de discurs din care să reiasă că liberalismul condus de Câțu sau de Orban ar putea să facă ceva și pentru țară. Nu, totul se limita doar la ceea ce înseamnă structura internă a partidului din perspectiva candidatului pe care l-ar susține unul sau altul. Păi, dacă un partid este creat prin legea firii, prin statutul său, toate, tocmai pentru a promova, să zicem, interesul țării, nu cumva trebuie să ne pună pe gânduri că oamenii ăștia sunt într-o altă bulă și noi restul suntem într-o lume în care ne zbatem cu creșterile de prețuri de la electricitate, gaze, fier și așa mai departe? Personal, nu am fost informat, nici nu am cercetat prea mult vis-a-vis îți de aceste discursuri. Spun sigur asta, n-am găsit niciun element despre... În schimb, ce am reușit să văd, am văzut discursurile politicienilor al domnului Ludovic Orban, al domnului Câțu, la alegerile din alte județe, unde am rămas cu... Întâmplarea face că am rămas cu această informație că își propuneau să rămână Partidul Național Liberal la guvernare 8 ani, 12 ani, prin măsuri bune luate la timp. Acum, sincer, da, este un semn de întrebare dacă ei, într-adevăr, nu au pus niciun fel... De cauză de interes.
interes public. Da, practic, n-au aici... adus vorba de interes public, dar până la urmă era un eveniment politic, se discuta despre alegerile în partid și atunci probabil că nu era neapărat destinat publicului larg, ci era statutar, o chestie internă. De da. Sunt de acord și cu cele spuse de tine și hai să ne întoarcem la ceea ce înseamnă sau ceea ce trebuie să mai însemne partidul din care faci tu parte. Cine conduce în clipa de față, să zicem, statutar, iată să folosesc un termen din alfabetul, din panoplia organizării unui partid, cine conduce pro-România la nivelul Oltului astăzi? La nivelul județului Olt avem o conducere nouă în persoana domnului Pană Tiberiu, care a fost desemnat de către conducerea centrală să preia atribuțiile de coordonator al filialei județene după demisia domnului Mihai Niță. Pot spune că la momentul desemnării dânsului ca și coordonator am fost informat, eu și alți câțiva colegi, cu privire la acest aspect și domnul Pană Tiberiu ne-a întrebat dacă suntem de acord și dacă putem să facem echipă în continuare. Răspunsurile au fost favorabile, atât al meu cât și al celorlalți colegi și, prin urmare, dânsul a ales să pornească la drum în această formație. Bineînțeles că acum a fost stabilit și un nou birou județean, din care fac și eu parte. Partidul este condus de domnul Pană Tiberiu în calitate de președinte și de biroul județean ca for de conducere la nivel de filială. Deci atât putem spune că încă n-a stins nimeni pe cum ceea ce înseamnă structura. Nu, cu siguranță nu. Suntem o structură vie, avem primari, avem consilieri locali. Potești, viceprimar, da, și le, iată trei, viceprimar la Balș. Viceprimar la Balș, da, și în rest... consilieri locali. E greu în clipa de față. Aproximativ 80-77, dacă nu mă înșel. E greu în clipa de față ca un partid rămas, aș putea spune, prin efectul de Bing Bang al votului care s-a dus spre AUR. Pentru că eu cred că mari perdanți ai actualului Parlament sunteți dumneavoastră, cei de la PRO, poate și cei de la PMP, cărora, într-un fel sau altul, acest partid venit din Neant a reușit să rupă exact cât trebuie pentru a se duce în față. Vreau însă să vă întreb, este greu să-i țineți în... activi în cadrul partidului, deoseb pe primarii despre care vorbeam mai devreme, pe cel de la Leleasca, Mărunței și Ipod. Deci... La ultima ședință de exemplu de partid m-am întâlnit cu domnii primari, am stat de vorbă, au planuri legate de partid. E foarte greu să spun dacă ce vor face ei pe viitor, dar din discuțiile pe care le-am avut, ei sunt alături de noi în continuare. Știu sigur că au proiecte, știu sigur că se zbat, am stat un pic mai mult de vorbă cu primarul de la Mărunței, care are o serie de proiecte pe agenda sa, pe care vrea să le pună în operă în perioada următoare. Sper să aibă și succes. Mulțumesc mult, le spun din nou celor de acasă, poate că ne-am luat între timp cu vorba. Invitatul meu din această seară, Mihai Cârloganu, este și consilier local în cadrul Consiliului Local Slatina, acolo unde, iată, și am să merg mai departe să-l întreb pe Mihai, dacă este Consiliul Local Slatina, cel din clipa de față, un organism dedicat în măsură maximă slătinenilor? Cu siguranță da. Până la urmă, cred că ăsta e și rolul Consiliului Local să aprobe, să inițieze consilierii locali, primarul și viceprimarii, să inițieze proiecte care să vină în sprijinul cetățenilor. Acum, substratul întrebării dumneavoastră era dacă nu cumva sunt altfel de interese. Personal, nu cred că
este cineva în Consiliul Local care să dorească răul străinilor. Nu. Probabil că sunt diferențe de opinii în funcție de formațiune politice, dar cu siguranță, da, toți consilierii doresc binele străinilor. Cum consideră că trebuie să-l facă, cum consideră că trebuie să procedeze, asta este, putem discuta foarte mult timp despre chestia asta, dar cu siguranță, da, Consiliul Local este un organism care luptă pentru binele municipiului. Dacă dumneavoastră, domnule Mihai Cârlogeanu, din postura de consilier local, ați citit mâine de pe pagina 1 a ziarului de Olt un articol semnat, nu contează de oricine, să zicem, mi-l asum și l-a semnat eu, cu un titlu de genul Alianța PSD-PNL din Consiliul Local Slatina a decis să facă X, Y și așa mai departe. Ați fi de acord cu un astfel de titlu? Au fost Alianța, repet, PSD-PNL în Consiliul Local Slatina, din care și dumneavoastră faceți parte. Au fost astfel de titluri în trecut. Nu vreau să comentez în niciun fel. Cel puțin la prima vedere nu este niciun fel de alianță. Da, corect. Sunt două partide antagonice în clipa de față. Deci la prima vedere nu este niciun fel de alianță. Mai departe, în funcție de fiecare proiect în parte, domnii consilierii de la PSD și PNL au o colaborare, pot să spun, bună din ce văd eu ca și observator, și dacă aleg să susțină unele proiecte împreună, asta nu înseamnă neapărat că fac o alianță în detrimentul Slatinei. Nu. Mai mult pot să spun că pentru un proiect bun și util orașului și noi, consilierii de la Pro-România, putem să votăm la fel ca PSD-ul, niciun fel de problemă în acest lucru. Am să merg mai departe și să rămânem în ceea ce înseamnă municipiul ăsta nostru, poate mult prea drag nouă, și cred că Slatina merită un grad de afecțiune foarte mare din partea fiecăruia dintre noi, măcar pentru sensul strict al glumei, în care cineva, dacă vrea să-și cumpere un apartament în Progresul Steaua, nu prea trebuie să se raporteze la zona de centru, pentru că în Slatina ești în centru pe oriunde ai fi. Asemenea, să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră din postura de a ales local modul prin care, iată, de 30 de ani încoace s-a încercat, dar nimeni n-a fost în stare să poată să găsească acel modus operandi prin care centrul vechi, centrul istoric, nu, haideți să zicem partea de jos, poate fi activă și după ora 16, să zicem, în felul ăsta, când își închid activitățile, instituțiile publice din zonă, cabinetele de notari publici și cam atât ce mai ființează pe acolo. Da, este o zonă a orașului care, la un moment dat, s-a dorit a fi reabilitată. S-a încercat ceva în timpul celui de-al doilea mandat de primar, în cer scuze, fac eu o mică paranteză, lui Darius Vulcov. Din păcate, fără succes, din punctul meu de vedere, având în vedere starea actuală. Execrabil, aș putea având spune, piatra aia cu pică actuală, de acolo. Da. S-a vrut să se facă ceva cu ea și a ieșit... A ieșit cu totul și cu totul altceva. Da. Din păcate, acea reabilitare nu și-a îndeplinit scopul. Înțeleg că acolo sunt niște probleme și cu proprietarii de imobile care nu sunt neapărat toți de acord cu evenimente create acolo seara sau mai știu eu în timpul zilei, în timpul programului de liniște. Din păcate este un loc al municipiului care, da, aveți dreptate, după ora 16 nu mai este foarte mult traversat de slătineni. Ar fi pentru municipalitate, pentru primăria Slatina, ar fi o provocare să redea viața acestui loc, dar în momentul de față, sincer vă spun, nici eu nu am identificat o soluție concretă pentru a reface acest lucru în Slatina.
Aici explicațiile este foarte greu pentru că sunt foarte multe necunoscute, patronii de imobile trebuie renovate acele imobile, trebuie reconsolidate pentru că sunt foarte multe dintre ele monumente istorice în stare avansată de degradare. Unde se lucrează scump din calea afară. Unde se lucrează foarte scump și atunci fiind atât de multe necunoscute, e greu să faci un proiect care să cuprindă toate aceste necunoscute și să le și rezolve. Ăsta e motivul pentru care spun că nici eu n-am identificat o soluție concretă. Cu siguranță, da, am putea să facem foarte multe lucruri, dar se pune problema cum. Da, și pentru cine? Iată, pentru că la ora la care suntem noi în platou, ne apropiem spre ora 21, acum acolo, practic în afara unor nostalgici, îi numeri pe degetele poate de la maxim două mâini, nu prea mai activează nimeni. Sau poate explicația luată în urmă cu câțiva ani de la un arhitect de seamă, dată și de faptul că Slatina s-a dezvoltat exponențial într-un timp foarte scurt în partea de sus, iar acolo numărul de blocuri este foarte limitat, iar viața urbană nu poate fi căutată în niște oameni respectabili, de altfel, care mai stau într-un imobil, cum ați zis dumneavoastră de acolo, mai stă o familie, să zicem, la numărul 15 și la numărul 21 mai găsim, iată, încă pe altcineva. Da, cu siguranță. Asta spun, sunt multe necunoscute pe care e greu să le rezolvi într-un singur proiect. Rămâne și pentru mine personal, dar probabil că și pentru municipal, pentru primărie, rămâne să vedem cum reușim să și ce se poate face acolo concret. Din punct de vedere al activității dumneavoastră, iată, se împlinește, suntem în iulie mai puțin și se împlinește un an de la preluarea mandatului de consilier local. Aș merge mai departe și să vă întreb, care credeți dumneavoastră că sunt acele prioritare nevoi ale Slatinei de astăzi? Lăsând deoparte cercul ăsta închis pe care nu-l poate rupe nimeni al centrului vechi. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în Slatina și dacă ne referim la proiecte de reabilitare, parcuri sau mai știu eu ce, pădurea Strehareți în continuare este rezolvată. Ține stare mult la asta. Da, enorm țin la, poate și pentru faptul că îmi place foarte mult natura, îmi place foarte mult, este o bogăție pe care o avem, pădurea Strehareți, și pe care nu o valorificăm în niciun fel. La fel, noi am vorbit în campania electorală și despre faleza Oltului, nu cred că a mai vorbit un alt partid despre acest proiect. Este un proiect pe care eu l-am adus în discuție și l-am rugat pe Marius să introducă în platforma lui electorală acest lucru. Consider că faleza Oltului este din nou o bogăție a orașului pe care nu o valorificăm în niciun fel. Observăm, da, cum trecătorii, cei care traversează Slatina, opresc pe marginea drumului, fac poze, stau acolo câte 10 minute, o jumătate de oră, dar nu au unde să, nu știu, să bea o apă plată pe căldura paradoxal, asta. Paradoxal, cred că ați punctat spre ceea ce înseamnă un loc ad hoc de promenadă pe care Slatina exact. Nu știe că are. Imediat după trecerea exact podului Olt, până asta. La limita de graniță cu Slătioara, dacă despre asta vreți să spuneți, exact. Fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, șoferi care sunt în tranzit, cu mașini de București, de orice parte a țării, opresc, filmează lebede arhitectura care se vede într-un peisaj. Exact despre asta vorbesc. În campania electorală exact asta am propus, ca din faleza Oltului să se facă un loc de promenadă unde oamenii să poată să meargă să respire o gură de aer curat, da, pentru că pe marginea Oltului cu siguranță este aerul mult mai curat decât în partea apei, de sus clar, a orașului, da. Unde se poate să facă o mișcare, unde se poate să ducă copiii să mănânce o înghețată pe băț sau o vată pe băț, pardon, sau o înghețată. E un loc superb acesta, cel de la faleza Oltului, pe care noi am putea să-l valorificăm foarte ușor, la fel cum se întâmplă
în București, da? Pe malul Dâmboviței, de exemplu. Da, zona de chei, practic. Aveți așteptări de la administrația locală din clipa de față că spre sfârșitul mandatului, în curs al dumneavoastră, veți merge cu fica dumneavoastră de mână spre ceea ce ar putea să însemne, iată, un loc de promenadă în aer liber pe malul Oltului? Sincer, da. Așteptările sunt oricum pe termen mediu. Fica dumneavoastră e încă destul de mică, deci sunteți... Abia facem exerciții pentru a merge singure acum pe picioare. Da, sincer, am așteptări pentru că am mai venit cu unele propuneri în spațiu public și în trecut, care s-au rezolvat încet încet de către actuala administrație, pentru că tot ei au fost în executivul primăriei și în mandatul trecut și ne aducem aminte că problemele identificate de noi au fost rezolvate în mare parte de ei după ce au ajuns să conducă primăria și da, consider că pot ia în calcul această variantă și cred că nu fac nimic rău dacă încerc să le arăt potențialul acelei zone astfel încât să-l capteze și ei, să-l recepționeze și să încerce să dezvolte zona aia. Haideți să mergem mai departe și într-o perspectivă, aș putea spune, de dată de termen scurt, pentru că, iată, în țara asta se mai întâmplă și lucruri bune. Și aș putea spune că poate cel mai bun lucru care se întâmplă este din ceea ce înseamnă implicarea autorității publice, este modul cum statul reușește să colaboreze extraordinar de bine cu antreprenorul drumului expres Tronsonul 2. Este vorba de o firmă de la Bacău, îi putem spune și numele în această seară, că noi putem face reclamă, că n-are cu cine să se bată. Practic, Tronsonul 2, cel care va fi să lege Valea Mare de Balci cu centura Slatine atât de așteptată de atâta vreme, pare că poate fi gata la sfârșitul anului în curs. Și vin și le întreb pe consilierul local, Mihai Cârlodganu, cum credeți că va schimba viața slătinenilor darea în folosință undeva în decembrie 2021 a acestei autostrăzi, să-i spunem în felul ăsta. Două benzi, să spunem. Beneficiile sunt foarte multe. Unele de care suntem conștienți în momentul acesta, altele pe care nici măcar nu le anticipăm. Nu le anticipăm. Începând de la faptul că strada Artileriei, unde sunt câteva, un pic mai multe blocuri și foarte mulți slătineni locuiesc în zona aia. Artilerie Cireșov, practic, da. Da. Dau seama ce vreți să spuneți, da. În momentul de față este afectată de traficul intens, nu de mașini mici, mă refer la traficul intens de camioane care trec pe acolo începând de la prima oră până la Până a doua zi la prima oră, neîncetat, ca să spunem așa. Da. Cunosc multe persoane în zona aia care se plâng de zgomotul creat de aceste camioane, pentru că e normal, în momentul în care trece o mașină de mare tonaj pe la tine, pe la fereastră, n-are cum să nu-ți bage praf în casă, n-are cum să nu îți producă zgomot, deci cu siguranță te deranjează. Ei, bine, începând de la acest avantaj, pentru că în momentul în care se va face centura Slatinei, nu vor mai trece camioanele pe acolo, vor urca direct pe centură și vor merge spre Pitești sau spre Craiova sau unde aleg să meargă, începând de la acest avantaj până la potențialul de dezvoltare enorm al orașului care va fi creat odată cu finalizarea acestui drum expres. Pentru Slatina, în momentul de față, este foarte important să se finalizeze și sunt beneficii care vin imediat, cum am amintit acela cu traficul foarte intens din zonă, dar sunt și beneficii care vin în 2, 3, 4, 10 ani de zile,
odată cu venirea unor noi investitori, pentru că poziția noastră a Slatinei este foarte bună pe hartă și cu siguranță acest drum expres ne va ajuta să atragem noi investitori în oraș, astfel încât să fie create și locuri de muncă bine plătite. Ați accentuat pe pentru ce că despre asta e voie de locuri de muncă bine despre plătite. Asta e problema în Slatina în momentul de față, nu mai e o problemă locul de muncă, locuri de muncă sunt în momentul de față, problema e să găsești locuri de muncă bine plătite. Da, ceea ce cu iertare să ne fie, să spunem poate la lucruri pe nume, dincolo că se vor deranja poate o parte dintre cei care sunt șef de exploatație la corporațiile care activează pe la noi, Slatina din punct de vedere al ofertei prețului muncii pe ceea ce înseamnă zona de industrie, mai poate să mai pună ceva aici? Cu siguranță se poate, cu siguranță banii sunt, dar ajungem din nou la acea discuție care am avut-o și în alte emisiuni. Niciun investitor nu va veni să plătească mai mult decât salariul mediu din România. Toți investitorii, în momentul în care vin într-o anumită zonă, evaluează niște date și în funcție de asta își fac un plan de afaceri. E foarte greu să-i scoți din calcule acelea ale lor pentru a crea niște locuri de muncă mai bine plătite atâta timp cât au forță de muncă, au tot ce le trebuie și nu se pune niciun fel de presiune pe acest lucru. Am să vă întreb din nou, comentasem și în urmă cu câteva luni bune când ați fost dumneavoastră din nou în acest platou. Nu e una dintre temele pe care mi le pregătisem pentru astăzi, dar prețul la un apartament folosit în Slatina cred că totuși se compară cu un preț similar a unui apartament, nu din Craiova, pentru că acolo oricum sunt prețurile mai mici ca la noi, cu unul din capitală. Poate Consiliul Local să găsească soluții, pârghii și proiecte alternative prin care să vină și să intervină pe ceea ce înseamnă, spun eu, privind din afară și fără un interes pe termen scurt, o majorare artificială la prețul locuințelor din municipiu? E foarte greu să se întâmple acest lucru și eu personal v-am... Nici măcar printr-o asociere în participațiune cu un antreprenor căruia să-i se dea o suprafață și acces la utilități. Dacă luăm exemplu din trecut, părerea mea e că n-a fost unul foarte reușit. Mergeți cu gândul spre, dați mie voie să spun mai departe, spre blocurile cartierul din de la Eugen Ionescu. Eugen Ionescu făcut în timpul mandatului lui Darius Vulcău. Da, care din punctul meu de vedere n-a fost o mare reușită pentru municipalitate. Dar spun asta și mulți dintre cei care stau pe acolo. Cu siguranță. Ăsta e motivul pentru care spun acest lucru, pentru că am cunoștințe în zonă și toți se plâng de calitatea lucrărilor, toți se plâng de problemele pe care le au acolo, ca să nu mai spun de faptul că și poluarea este destul de ridicată în acea zonă, având în vedere că e pus undeva chiar la mijloc între marile, între mari angajatori, între marile... Dacă luăm două stații de betoane care sunt în zonă... Stațiile de betoane, dar să nu mai vorbim de carbonoase, să nu mai vorbim de uzina de aluminiu, să nu mai vorbim... Alturi și așa mai departe, de toate care cele până la urmă sunt ele exact deși acolo. Ele... Au fost primele pe locul pe care sunt astăzi, da. Da, și consider că este o problemă care se va rezolva în foarte scurt timp, pentru că sunt deja multe locuințe care se construiesc în Slatina și în perioada... De antreprenori privați, practic. De antreprenori privați care până la urmă vor trebui cumva să aducă prețurile la un nivel mai aproape de cel real. În momentul în care sunt bani în oraș și prețul este stabilit unul mare, dar se și plătește, atunci cu siguranță prețurile vor crește în continuare, dar construindu-se se va regla prețul în mod natural. Eu personal nu aș implica Consiliul Local într-o astfel de
Într-un astfel de demers. Practic. Într-un astfel de demers e o afacere pe care primăria ar trebui să, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să să-i dea curs, dar poate crea facilități astfel încât să fie construite locuințe prin punerea la dispoziție a unor terenuri pe care am putea construi în Slatina. Sunt o grămadă de alte măsuri pe care le poate lua primăria în sprijinul construirii de noi locuințe, dar nu să se implice direct, pentru dacă se implică direct, se va pune problema și de concurență la un moment dat. N-aș vrea să mă pun în pielea unui dezvoltator care are costul pe apartament, dau un exemplu, 50.000 de euro, și primăria să ajungă să scoată cu niște lucrări mai prost făcute, exemplu din cartierul Eugen Ionescu, să scoată un apartament la o sumă mai mică, da? Și atunci se pune problema de concurență neloială. Pentru că da, și instituția publică, practic, dacă intră într-o piață de felul ăsta, beneficiază de niște avantaje proprii față de antreprenori care trebuie să plătească cam tot până la urmă, de la reacuri, branșări și așa mai departe. Cu siguranță da. Și atunci consider că poate să creeze niște facilități pentru constructori, gen, cum v-am spus, să pună la dispoziție terenul, să pună la dispoziție o serie de avantaje, astfel încât să se construiască noi locuințe în Slatina și, bineînțeles, crescând oferta, prețurile se vor regla în mod natural. Haideți să mergem pe un fir al ultimei părți a discuției noastre. În urmă cu câteva zile, fostul prim-ministru, primarul de succes al Clujului, iată, i-am folosit titlul de succes doar în dreptul de primar al Clujului, este vorba de domnul Boc, spunea că se gândește la un proiect de lege să-l înainteze parlamentarul liberal din partidul său, prin care să se meargă spre o comasare voluntară a localităților din jurul centrelor urbane mari, cu potențial de extindere. Credeți că Slatina ar putea fi pregătită de o extindere pe orizontală, în măsura în care apare un cadru de lege care să-i permită, să zicem, să se ducă spre, cred că mai degrabă spre Milcov, Brebeni, Curtișoara, nu știu dacă acolo e un primar destoinic care s-a mișcat repede. Cred că da, rău nu ar avea ce să cauzeze, dar înainte de a face acest lucru ar trebui create condiții. În sensul că dacă ne referim la Brebeni, ați enunțat Brebeni mai devreme, da, acolo da. Nu sunt gaze. Da. Și nici canalizare din... Nu, se pare că doar o rețea de alimentare cu apă care trebuie intervenit asupra proiectului de bază. Și atunci, doar pe o parte... cu siguranță, având în vedere, tot vorbeam mai devreme de prețurile crescute ale apartamentelor în oraș, cu siguranță astfel, printr-o astfel de inițiativă, am putea, ar contribui și asta la... Exact, dar este foarte important ca să fie create condiții, pentru că majoritatea oamenilor care stau în Slatina sunt obișnuiți cu un confort, cu gaze, cu canalizare, nu mai stai cu fosa, toate utilitățile, cu, se umple mâine. Cu toate utilitățile la poartă. Da? Da, și atunci sunt strâns legate aceste lucruri și cred că n-ar fi o idee rea dacă s-ar recurge la o astfel de metodă de a mări practic orașul, dar dacă spuneați dumneavoastră că e vorba de o i-ați spus comasare voluntară. Da. Dacă e voluntară, va trebui să treacă printr-un proces. Trebuie să fie să voteze oamenii acest lucru, fie să
Dar nu depinde în totalitate, nu depinde în totalitate doar de lege, mai depinde și de acordul părților. Acordul părților, sigur. Cu acordul dumneavoastră, domnule Cârlogănu, haideți să luăm o foarte scurtă pauză și, domnilor, după pauză ne întoarcem din nou de la stânga la dreapta, de data asta pe centru stânga, pentru că, da, există viața în politica Oltului și dincolo de cele două mari structuri super consacrate, PSD și PNL, dar mai multe după o foarte scurtă pauză. Bună seara din nou, oameni buni, doamnelor, domnilor, ne întoarcem din nou la de la stânga la dreapta pentru cea de-a doua parte, care va fi ceva mai scurtă față de prima. Invitatul meu este tot cel care a fost și în prima parte, este vorba de Mihai Cârlogănu, secretar general al organizației municipale Slatina a Partidului Pro-Român. Ia. Am să merg mai departe și să-l întreb pe Mihai dacă veți avea congres și dumneavoastră, cei de la Pro, în toamna asta. Așa se zvonește, dar nu s-a stabilit o dată certă pentru acest eveniment. Dacă ar fi să definim pe o scară de la 1 la 10, să zicem, ce notă ați da colaborării dumneavoastră, celor din cadrul grupului de consilier local de la PRO, din cadrul Consiliului Local Slatina, cu executivul? O notă de trecere. O notă de trecere poate fi și o notă de maximă, dar nu. Ați definit-o diplomatică, este, o notă de trecere și este nu o relație normală între două partide diferite în Consiliul Local. Aș putea să le spun și eu celor de acasă, cu acordul dumneavoastră, că un răspuns al unui candidat care ar trece cu succes, e vorba de invitatul meu, un concurs de înscriere în Ministerul de Externe, acolo unde diplomația înseamnă să poți să spui multe, ca fiecare să perceapă mai ceea ce-i convine lui. Mulțumesc frumos, merg mai departe și vreau să vă întreb, dacă mâine ați fi ofertat de un partid în care a spus poate prea mult suflet, v-aș spune, nu ca reproș, ci ca o constatare de pe margine. Dacă mâine ați fi ofertat și contactat de cei de la PNL pentru un proiect politic major din perspectiva la 2024 la Slatina, cam cât timp ați sta la discuții cu cineva ar propune asta? Domnul Dorobanțu, eu sunt născut și crescut în Slatina. Eu iubesc acest oraș și pot să vă spun că dacă aș fi contactat pentru a pune bazele unui proiect bun pentru Slatina, și nu vorbesc de PNL, de oricine, dacă aș fi contactat de oricine pentru a pune bazele unui proiect bun pentru Slatina, cu siguranță aș sta de vorbă. Avem noi la Pro-România, avem o serie de măsuri bune pentru Slatina, pe care noi credem că ar trebui să le promovăm și cumva să încercăm să le și trecem prin Consiliul Local. Și indiferent cine m-ar contacta, dacă s-ar pune problema de a contribui la bunăstarea slătinenilor și la dezvoltarea orașului, cu siguranță asta de vorbă. Mulțumesc mult, da, și până la urmă, dincolo de ce aș fi vrut eu să îmbrac într-un tel sau altul, răspunsul dumneavoastră ține de ceea ce poate ar trebui să ne definească pe foarte mulți dintre noi când spunem nu generic, ci într-o măsură aplicată, atitudine civică. Nu se poate altfel să întoarcă adică, spatele ce încercam unul să vă spun este că nu sunt genul de om care să rămân ancorat în trecut sau să rămân împotmolit într-o anumită chestiune prea mult timp. Îmi place să discut, să iau situația ca atare, situația din momentul de față, și să discut pe viitor. Da, îmi doresc să luăm împreună cu orice, poate să vină și UDMR-ul mâine la mine și să-mi propună ceva bun pentru Slatina. Dacă există pârghii, cu siguranță sunt interesat. Corect. Știți și dumneavoastră, le spun și celor de acasă, prin schimbarea de acum mai bine de o jumătate de an a legii, titularul funcției de prefect și titularii funcțiilor de sub
prefecți din oricare județ al țării pot să activeze fățiși și să ocupe funcții de demnitate în cadrul partidelor politice de la noi din țară. Și am să vă întreb dacă un prefect, care este în același timp și prim-vicepreședinte la un partid politic, și nu mă ascund după deget, este vorba de Florin Homoreanu, un om de o ținută aparte, un om care merită a priori cu un respect destul de mare, este prim-vicepreședinte la PNL-ul în clipa de față. Credeți că își poate exercita echidistanța funcției de prefect în măsura în care aparține și se află într-o conjunctură ca cea amintită de mine mai devreme, de prim-vicepreședinte unui partid? Dacă mi-ați fi pus întrebarea în general, aș fi evitat cumva să generalizez, dar dacă mă întrebați, de Florin Homorean, eu îl consider un profesionist și mai, nu știu cât de mult contează dacă el e subiectiv sau nu. Sunt convins de faptul că face doar ce trebuie în limita legală. Adică eu pe Florin îl știu de mult timp și le știu ca pe un profesionist. Nu cred că va încălca vreodată principiile sau va face vreun compromis atât de mare încât să-i afecteze lui cariera sau mai știu eu ce. Nu. Probabil că orice persoană este subiectivă atâta timp cât este propusă de un partid și face parte dintr-un partid. Dar să fim serioși, și ceilalți prefecți erau propuși de partid, doar că era o chestie de cum e cu președintele țării, știți? Da. El e apolitic, dar este susținut de partide pentru a ajunge pe acea funcție. E un scurt circuit undeva. Nu pot. Odată ce te-a propus cineva, cu siguranță ai o afinitate pentru acea formațiune politică, dar atunci când ești profesionist, cred că poți să împaci una cu alta și consider că a fost o decizie bună aceea de a le da posibilitatea prefecților și subprefecților să fie membri de partid. Pentru că oricum și înainte la fel se întâmpla, doar că era o fractură logică undeva. Te susține partidul, ești reprezentantul guvernului în teritoriu, guvern politic, dar tu ești apolitic. Era o fractură logică. Era împotriva bunei logici, aș putea spune. Am să merg și să vă întreb, contez ca de fiecare dată pe un răspuns deschis, cum le-am simțit pe toate cele și din seara asta. Ar trebui să ne întristeze lipsa de democrație internă din cadrul organizației. Vorbim de alții totuși, dar până la urmă partidele sunt expresia atitudinii noastre. Lipsa de contracandidat pe care a avut-o, Liviu Voiculescu la președinția PNL-Old. Adică parcă l-am dat jos pe Ceaușescu în 89 că nu era decât un candidat unii la funcția de prim-secretar al județului. Dar nu putem să-l învinovățim pe Liviu pentru treaba asta. La congresul 12, 13, 15 al partidului care a fost înainte de 1989 candidat un singur tovarăș. Acum s-a schimbat, nu mai e vorba de tovarăș, în unele zone e vorba de domni. Personal consider că orice persoană care accede la o funcție aleasă merită tot respectul. Da, corect. Da? Nu putem să îl învinovățim pe cel care a câștigat alegerile de faptul că n-a avut contracandidat. Cu atât mai mult cu cât am văzut că, într-adevăr, la Olt nu au fost contracandidați, dar la organizațiile de sector din București a fost bătaie pe bune. Da, bătaie chiar și în sens propriu. Și atunci faptul că aici, la Olt, nu au fost contracandidați, probabil că în organizație nu a fost nicio persoană care să se considere mai bine pregătită, mă gândesc, pentru că altfel ar fi candidat. Da. Da? Și domnul Voiculescu merită tot respectul, având în vedere că nimeni nu s-a simțit suficient de puternic încât să... Da, nici măcar deputatul Știrbă. Nimeni, am spus. Da.
niciun alt coleg de partid de la ei. Haideți să-i lăsăm pe cei de la PNL până la urmă să-și numere mai departe buletinele de vot în urma scrutinului de al arterea 6. A fost opțiunea și voi ține minte ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Ca să te pună cineva să candidezi cu forța nu prea merge. Dacă nu vrei să te bagi, aveți președinte și gata. Nu cred că i-a ținut nimeni. Nu cred că a fost vreo interdicție. Nu a fost vreun membru care a vrut să se înscrie și n-a putut. Dacă ar fi fost o astfel de situație, o comentam. Nu a fost cazul, atunci înseamnă că a fost cel mai bun, cel mai potrivit pentru acea funcție, a fost și ales și atunci merită tot respectul în acest sens. Am găsit în ceea ce înseamnă spațiu fără de limit al comunicării din zona social media, acum vreo câteva zile, pe o pagină ciudată de prezentare, dar cu o structură foarte bine pusă la punct, o idee foarte bine argumentată, prin care se cerea reintroducerea închiderii bulevardului Aicuza, zona de segment, să zicem, de la CEC până la magazinul Oltu pe ambele sensuri, în timp de weekend, de vineri seara până pe duminică. De ce? Pentru a lăsa un loc de promenadă pentru copii, cărucioare, biciclete, mai tineri, mai vârstnici, cum era cândva pe timpuri. Dacă ați avea de votat un astfel de proiect în Consiliul Local, cum îl vedeți? Nu mi s-ar părea foarte util, având în vedere... Repet, nu sunt avocatul părții în cauză, ci pur și simplu. E o temă pe care vă supun... Nu mi s-ar părea foarte util acest lucru, mai ales având în vedere că acum se lucrează pe multe artere în Slatina, mi s-ar părea un disconfort și mai mare creat să mai închizi bulevardul principal pe timp de weekend, nu aș vedea rostul. Mai ales că sunt trotuare destul de generoase pentru plimbări inclusiv ale copiilor. În perioada următoare se va finaliza și esplanada și atunci nu consider că, personal, e părerea mea, nu consider că ar fi utilă închiderea străzii Aicuza. Am înțeles. Haideți să condensăm în timpul rămas nouă. Nu mai este foarte mult. O parte din întrebările peste care parcă n-aș vrea să trec atât de repede în seara asta. Reintroducerea alegerilor primarilor în două tururi. Credeți că se poate în 2024? Sau e doar vorbă goală din partea PNL, UDMR, PSD și USR și așa mai departe pe tema asta? Cred că dacă s-ar întâmpla, ar fi un lucru foarte bun. În schimb, nu am informații cum că s-ar vrea foarte mult acest lucru. Sunt, în general, acest tip de alegeri într-un singur tur avantajează partidele mari și cum în momentul de față sunt două partide foarte mari care nu cred că au interes să se întâmple acest lucru, mi-e greu să cred că se va realiza. În schimb, cu siguranță, da, ar fi foarte bine să se întâmple acest lucru, pentru că ar da o legitimitate mult mai mare candidaților la primării în toată țara. Nu l-am mai văzut de ceva vreme în spațiu public pe președintele dumneavoastră, pe fostul prim-ministru. Spun de succes. Oamenii au simțit ce înseamnă pe pielea lor un trai mai bun în timpul mandatului lui Victor Ponta. Ce mai știm sau ce trebuie să mai știm despre el? Probabil că în perioada asta, având în vedere că am trecut de pandemie sau cel puțin s-au luat câteva măsuri care să relaxeze. Deci să ne așteptăm să-l vedem cât mai repede. Da, probabil că în perioada asta e și o perioadă de concedii, probabil că nu a apărut foarte mult. Eu, fiind membru de partid, cu siguranță îl văd mai des decât îl văd celelalte persoane, dar în perioada următoare, mai ales că se preconizează, vom avea un congres, va apărea pe spațiu. N-aș vrea să închei, cu toate că suntem la limita timpului, o să vreau să vă forțez mâna pentru un răspuns foarte scurt. Ați avea sau vă dau o opțiune să alegeți între două investiții ale timpului nostru de astăzi, criptomonede sau agricultură? Sunt genul de om care investesc în lucruri în care pot să mă implic și eu. În criptomonede, din păcate, nu mă pot implica niciun fel, n-am niciun fel de
informație, nici astfel încât să investesc în, într-un domeniu de genul ăsta. E o necunoscută pentru mine domeniul acesta și prefer să investesc în lucruri precum agricultură sau lucruri la care pot contribui eu prin acțiunile pe care le am. Domnilor, dumneavoastră, celor de acasă, Alindo Robanțu din colțul, nu știu cum mă vedeți dumneavoastră, eu sunt în partea dreaptă, cred că dumneavoastră mă vedeți puțin pe mine în partea stângă, din colțul meu, din Marsara, de la stânga la dreapta, vă spun un rest de seară bună și vă spun, sau încerc să vă pun pe gânduri, căutați alternativele la stâlpii puternice ai politicii noastre și dincolo de ceea ce înseamnă Alfa și Omega, dincolo și de PSD și PNL, pentru că lucrurile nu se termină în dreptul celor două vada prezentată de mine vie în această seară a fost prezența tânărului Mihai Cârlogan în platoul de la stânga la dreapta. O seară bună, oamenilor! Vă mulțumesc!